Rugăciune, meditație, spiritualitate. Lumină pentru suflet. RCIS FM. Am revenit, dragi prieteni, în direct la emisiunea Sărbătorind Credința. Așa cum v-am promis, alături de noi este un invitat special astăzi, în această zi de miercuri, 20 aprilie, sărbătorind credința noastră, mai ales credința în înviere în această perioadă. Alături de mine este preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit de Iași, episcopul emerit al diecezei noastre romano-catolice de Iași. Îl salut cu salutul cel mai frumos din această perioadă. Hristos a înviat! Adevărat că a înviat și cu bucurie mult. Preasfințite, am trăit împreună sărbătorile de Paști, sigur și pregătirea acestor sărbători, iar preasfinția voastră a fost alături și de preasfințitul nostru episcop Iosif Păuleț la celebrările de la Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași și la altar, uneori și în scaunul de spovadă, și cred că ne puteți împărtăși trăirile preasfinției voastre. Cum a fost anul ăsta? Cum ați simțit Paștele din anul ăsta la episcopie, la catedrala noastră? M-am simțit acasă, adevărat, aici la episcopia noastră, și m-am bucurat să fiu alături de preasfințitul Iosif, ca și de preasfințitul Petru, pentru a celebra încă o dată această mare sărbătoare și pentru a ne arăta această fidelitate a noastră față de Iisus, care a venit la noi și care, sigur, s-a dăruit pentru noi, luând asupra sa această iubire, jertfă, dăruindu-se pentru noi. Îl preamărim pe Iisus și mulțumim pentru că El ne-a adunat mereu la aceste zile de sărbătoare. Și vreau să spun că, personal, pe lângă momentele acestea pe care le trăiesc aici, în cadrul episcopiei, pot să spun că am fost favorizat de providență ca să pot participa la fiecare sărbătoare a Învierii Domnului într-un mod cu totul plin de credință, de speranță și de curaj, pentru că anii pe care i-am avut eu cu această chemare au fost mulți. 44 la număr de când am fost numit administrator apostolic sau ordinarius ad nutum sancte sedis. În fiecare an am avut această bucurie de a celebra, sigur, în condițiile care le aveam noi atunci, acest moment sărbătoresc al Învierii Domnului. N-a fost niciodată lipsă. Singură dată, schimb, am ajuns să mă bucur la Ierusalim. De fapt, au fost niște legături care le-am realizat între noi și ei. Spun încă o dată că am fost favorizat, de vreme ce atunci când nu era voie, când erau greutăți, când erau dificultăți din partea celor care nu prea iubeau biserica și nici pe Dumnezeu, noi reușeam totuși să facem niște lucruri care ne aduceau aminte de istoria noastră, de trecutul nostru, de copilăria noastră, care, iată, a rămas vie. Această istorie, această amintire în sufletul nostru și al meu. Bucuriile noastre erau mari atunci când se apropia Crăciunul, după ce celebram Adventul și când venea Paștele. Erau momente de trăire, deși eram micuț, să spunem, am crescut apoi, erau momente de mare comuniune și de mare bucurie și de așteptări. Și, de fapt, era o completare a celor speranțe ale noastre împotriva tuturor celorlalte dificultăți care le aveam. Sărbătorile mari, sărbătoarea Învierii Domnului, era pentru mine și pentru noi un moment cu adevărat de înălțare. Sigur că înainte, ca și ordinarius, erau celebrările normale, obișnuite după normele liturgice și cele care sunt în calendarul nostru, iar din anul
1990, sigur că am intrat în acel ritm ca episcop în catedrala noastră pentru a celebra mai departe cu un alt spirit și cu o altă dispoziție aceste sărbători. Spuneați de 44 de ani în care ați fost la catedrală, aici la episcopie, și ați trăit această sărbătoare și cred că sunteți cel mai potrivit să ne spuneți, să ne povestiți un pic cum erau sărbătorile, zicem, acum 44, acum 40 de ani la catedrala noastră, cum au evoluat, să zicem, și participările și modul credincioșilor de a trăi această sărbătoare? Încercam să le trăim cu toată ființa noastră. Sigur că aveam uneori niște temeri, că putem să avem dificultăți, dar am trecut mereu peste dificultăți personal și, sigur, și ca și ceilalți preoți cu curajul lor în a celebra aceste momente mari. Sigur că, ce să vă zic, sărbătorile erau pentru noi moment în care prindeam din nou acel curaj, acel suflu pentru a ne împlini datoriile noastre. Și sigur, în catedrala noastră am avut multe momente, multe, sunt înregistrări multe care au rămas și care mi-aduc aminte de simplitatea noastră, pentru că o parte nu eram episcop, eram singur administrator, dar sigur că acele sărbători erau tot așa de mari și frumoase ca și cum ar fi fost un episcop adevărat și plin. Iar când a venit momentul, toate acestea au crescut și au făcut să fie în mijlocul poporului un entuziasm cu totul particular. O retrăire a credinței din plin, din anul 1990, în catedrala noastră. Mă refer la înviere, dar nu numai la înviere. Toate sărbătorile noastre aveau acest caracter de reîmprospătare a curajului, a credinței noastre, de uitare a dificultăților, necazurilor sau, știu, acelor probleme care ne dădeau mereu să avem înainte de 99, din 90, acele dureroase încercări din partea autorităților, care nu voiau, dar care au acceptat până la urmă să vadă că noi suntem totuși senini, dornici de a trăi în mijlocul credincioșilor și de a face sărbătoare. Erau bucuroși și ei, numai că, pe de altă parte, trebuia să suportăm o mulțime de alte chinuri. Să mergem un pic și mai înapoi, 40, ne ducem chiar undeva la 80 de ani în urmă, să ajungem la Gherești, pentru că ne povesteați, nu, de acele tradiții, acele sărbători trăite în familie. Cum trăiați, cum trăia familia Gherghel sărbătorile pascale în Gherești? Eu aș începe să spun că de la familie am trecut rapid la grupul copiilor. Iar noi am început cu Adventul să ne bucurăm, cu Crăciunul să avem asemenea manifestări și cu sărbătoarele mari. Bineînțeles, acasă avem acele obiceiuri care se păstrau din partea părinților noștri, ne întâlneam, dar bucuriile noastre erau de acum copilărești și între tineri. Sigur că acestea ne-au fost nouă un fel de fundament pentru drumul pe care l-am ales. Din aceste momente de sărbătoare, de întâlnire cu preotul, de trăirea celor frumoase obiceiuri a cântărilor, a crescut în mine și în noi acel dor de a-L preamări pe Dumnezeu cu toată ființa. Sigur că eram copii, eram tineri, aveam problemele noastre, însă noi ne-am străduit ca de aici să pornim și nu am mai încetat niciodată să ne manifestăm această bucurie a sărbătorilor. Chiar de acolo de mici, mai ales eu rețin acea celebrarea luminii la începutul anului bisericesc și celebrarea luminii pascale, când se aprindea focul în fața bisericii pentru a se aprinde lumânarea pascală. Toate acestea erau momente de entuziasm pentru noi, copii
apoi tineri și sigur ca seminariști și preoți, nu mai vorbesc. Bucuria noastră era fundamentată pe sărbătorile noastre și mai ales pe acest moment al Învierii. Să vedem și cum au fost sărbătorile anul acesta la Gherești, pentru că l-avem alături de noi prin telefon și mă bucur să salut. Hristos a înviat, Părinte Paul Budău. Adevărat a înviat, mulțumesc pentru că m-ați invitat să fiu alături de Preasfințitul Petru la această frumoasă emisiune. Vorbeam despre sărbătorile de Paști de acum mulți, mulți, mulți ani în urmă și despre care Preasfințitul ne vorbește cu atâta drag și vrem să vedem cum ați trăit anul acesta sărbătorile, cum i-ați simțit pe credincioși și sigur mai avem și un motiv pentru care suntem împreună, pentru că ne apropiem de o zi foarte importantă. Duminica aceasta e o duminică specială pentru și pentru Preasfințitul Petru Gherghel, dar și pentru comunitatea din Gherești. Cum a fost anul ăsta de sărbători la Gherești? Desigur, pentru mine nu există termen de comparație, pentru că este pentru prima oară că am avut ocazia să celebrez sărbătorile pascale împreună cu comunitatea pe care am primit-o spre păstorire. Însă pot spune, da, că totul a fost la superlativ. Triduumul pascal a fost o înălțare sufletească atât pentru noi păstorii și preoții care am fost în altar, cât și pentru credincioșii care au luat parte. I-am văzut reculeși, am văzut entuziaști, pregătiți sufletește pentru ca să primească din plin harul sărbătorilor. Deși inițial știm foarte bine, vremea nu a fost chiar atât de favorabilă, va chiar puțin atipică pentru această perioadă a anului și aveam oarecare nemulțumire vis-a-vis de aceasta, considerând că poate mulți credincioși de teama, în fine, și a pandemiei și a vremii acestea nefavorabile vor prefera să nu vină la sărbătoare. Totuși a fost o participare destul de numeroasă și cred că frigul acela care la un moment dat nu l-am simțit cu toții ne-a determinat să intrăm cu mai mult încredere și curaj în biserică, pentru că acolo împreună să celebrăm toate aceste misterii ale Paștelui. Suntem în această săptămână în octava pascală și deja știm că în urma mesajelor călugăriței Faustina Kowalska, care a fost canonizată pe 30 aprilie 2000, s-a afirmat în ultima perioadă o devoțiune deosebită la îndurarea divină, milostivirea divină, dăruită de Hristos mort și înviat, izvor al Duhului Sfânt, care iartă păcatul și restituie bucuria mântuirii. Și noi știm că în tradiția creștină romană, această duminică a doua a Paștelui a fost denumită timp de secole Duminica in Albis, de la gestul acelora care la slujba din noaptea Paștelui primeau sacramentele în țării creștine, botezul, mirul și euharistia. Ei îmbrăcau simbolic hainele albe pe care le purtau 8 zile, iar duminica următoare le restituiau. Era numită și Duminica Tomei, de la episodul în care Iisus se arată apostolilor fiind de față și Toma. Dar din 2000 această duminică a căpătat o semnificație deosebită. S-a îndreptat atunci Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea către milostivirea divină și știu foarte bine, Preasfințite Petru, că preasfinția voastră aveți o deosebită devoțiune față de milostivirea divină, sigur și alături de Sfântul Ioan Paul al II-lea, dar știu că și în Gherești, practic de aici, ați simțit această devoțiune către milostivirea divină. De unde vine această devoțiune? Din credința pe care sigur că o avem și am moștenit-o și care este mereu alimentată de asemenea mari personalități sfinte. Sigur că figura Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea este cel care ne-a vrăjit, ne-a câștigat cu curajul lui și cu inițiativele lui. Și cu această divies in misericordia, vorbește el despre această milostivire, înainte de a o
declara fericită pe Kowalska. El ne-a vorbit mereu despre milostivire și ne-a fost un ghid pentru noi de a avea această încredere. Știm că în Polonia acest lucru a fost așa viu și aceea și noi, privind spre Polonia, ne bucurăm să luăm și noi curaj pentru a ne împlini datoriile noastre. Întorcându-mă la Gherăiești, vreau să spun că sunt într-adevăr plăcut, impresionat de aceste sărbători, pentru că le văd deseori prin mijloacele noastre de comunicare și le admir. Frumusețea celebrărilor ca o dinioară, sigur, cu asemenea momente când trece prin pandemie sau este o perioadă când plouă, dar le admirăm cum se desfășoară și mă bucur cu adevărat să văd aceste în derularea lor așa mai departe, în această perioadă a mea în care eu sunt acum emerit. Sigur că îl felicit pe părintele, cum de fapt mă întorc înapoi și îl felicit pe părintele Ghitiu Daniel, dar nu mă opresc la el. Trebuie să mă întorc la părintele Isidor Mocanu, căruia îi datorăm atât de mult în Gherești pentru sărbători și pentru această celebrare pe care sigur că toată biserica o are în Duminica Milostivirii de după Paște. Sigur, Mocanu a fost cel care ne-a deschis nouă un drum. Sigur, cunoștea și el, cum cunoșteam și noi, să facem și noi un loc unde cu adevărat să fie preamărită milostivirea divină, după exemplu acestei sfinte, Faustina. Și acolo unde noi am obținut terenul pierdut odinioară din cauza comuniștilor, când l-am reprimit, părintele Mocanu a plantat o cruce și a spus că aici trebuie să construim o biserică și niște inițiative care să scoată în evidență milostivirea lui Dumnezeu și iubirea lui. Sigur, așa a fost casa pentru bătrâni, așa a fost grădinița și biserica. Și noi, iată, am pornit în Gherești, ca exemplu și insistențele lor, a părintelui Mocanu, a părintelui Ghitiu, ca să stabilim un centru, atât pentru satul nostru, cât și pentru celelalte sate din jur, în care milostivirea divină să fie mai mult găsită și trăită. Și sigur că mă bucur acum să mă întorc acasă și să spun că am admirat curajul acestor preoți și îl admir pentru tot ceea ce au făcut și fac și vor face mai departe pentru a desăvârși această lucrare. Este cu adevărat o dorință a mea pe care aș putea spune că am primit-o în sensul numirii mele și apropierii mele de Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, pentru a iubi pe Dumnezeu cel milostiv și pentru a face ca această iubire să fie vie. Și este tocmai de la acea cruce plantată în acel loc, acum deja este o măreață biserică ce poate să-i primească, sperăm cât mai curând să fie și finalizată, nu? Această biserică cu hramul, știu că s-a schimbat hramul acestei biserici, nu? Cu milostivirea divină, tocmai cu devoțiunea pe care o aveți în Gherești, este în Gherești. S-a stabilit, aș zice, chiar de la început și mai ales credincioșii noștri ne-au cumva nu forțat, ci ajutat să gândim că aici este nevoie cu adevărat de un asemenea centru în satul nostru, pentru satul nostru, dar și pentru cei care eventual ar dori să întâlnească mai ușor milostivirea divină într-o asemenea biserică dedicată lui Iisus cel Milostiv și sub patronul Sfântului Ioan Paul al II-lea și a Sfintei Faustina Kowalska, sub ocrotirea lor. Și sperăm că aceste lucrări care au înaintat cu atâtea eforturi să ajungă la capăt și să fie cu adevărat un fel de centru de răspândire a acestei milostiviri, iubirea lui Dumnezeu milostivie față de noi.
Sigur, piatra fundamentală am sfințit-o la 1 noiembrie 2009 și de atunci, pas cu pas, ajutați fiind de credincioșii noștri, foarte dornici, darnici, ajutați și de alți prieteni ai noștri. Și aș spune că nu trebuie să-l omit pe Papa Sfântul Ioan Paul al II-lea cu secretarul său, cardinalul de astăzi, Givici, care ne-au susținut la început cu încurajări, dar și cu ceva ajutoare, lucru care este cu adevărat pentru noi o obligație de a merge mai departe iubindu-L pe Iisus și făcând ca poporul nostru să-L iubească. M-aș îndrepta acum către Părintele Paul și în încheierea, zicem, dialogului nostru, care sunt momentele pe care le trăiți acum în comunitate referindu-ne la Divina Milostivire, pentru că știu, eu am participat și eu o zi, o duminică, de dimineață până seara la toate slujbele și am văzut că credincioșii chiar au o devoțiune și către milostivirea divină și știu că și la ora 3 se adună credincioșii. Cum trăiesc credincioșii din Gherești, Părinte, această devoțiune? Este adevărat, devoțiunea către Divina Milostivire aici în comunitatea din Ghereiești, în mod special datorită prezenței acestui lăcaș de cult care se dorește ca în timp să devină sanctuar, este o devoțiune foarte vie, zilnic, înainte de Sfântul Rozariu de seară și dimineața, de asemenea, înainte de Sfânta Liturghie, se recită coronița Divinei Milostiviri. La ora 3 clopotul ne amintește iarăși de această devoțiune și fiecare acasă în particular sau în biserică recită această frumoasă devoțiune. De fapt, suntem în plină novenă de pregătire la sărbătoarea Divinei Îndurări în ziua a șasea, iar duminică va fi marea zi a sărbătorii, întrucât nu ne permit încă, nu, condițiile din biserică să celebrăm acolo. Duminică după amiază vom avea, începând cu ora 3, un moment de adorație a Preasfântului Sacrament, împreună și cu copiii care se pregătesc pentru ca tocmai duminică să-L primească pentru prima oară în viața lor pe Iisus Euharisticul, să simtă în inima lor de copil milostivirea divină revărsată prin acest sacrament. Este o devoțiune deosebită căreia îi încredințăm noi și lucrările în desfășurare care prin efortul predecesorilor și a comunității care în continuare contribuie cu generozitate, sperăm ca nu peste mult timp să putem intra în sanctuarul acesta, biserica această măreață, și să începem să celebrăm Sfânta Liturghie. Pentru aceasta se dorește a fi, nu? Pentru ca jertfa Sfintei Liturghiei, momentul maxim al manifestării milostivirii divine, să se celebreze acolo neîncetat. Mulțumim mult, Părinte Paul, și mulțumim mult și pentru prietenia pe care o aveți pentru RCIS FM. Salutăm comunitatea din Gherești și vă mai așteptăm și altă dată la RCIS FM și Angelus TV, de ce nu? Hristos a înviat! Adevărat, a înviat! Preasfințite, ne apropiem, timpul trece repede la RCIS FM, ne apropiem de finalul dialogului nostru, în final... Un îndemn, cum putem noi să trăim mai bine această duminică a doua a Divinei Milostiviri? Cum îi îndemnați pe credincioși să trăiască această devoțiune? Sigur că toți trebuie să ne încurajăm și să-L descoperim pe Hristos, care este mijlocul nostru milostiv. Aș vrea ca cei care au pornit acest... drum acolo la Gherești să se bucure o canon în Împărăția Cerurilor. Părintele Daniel acum mai departe ne lucrează, dar și părintele actual, paroc Paul. Sunt bucuros să le spun să meargă mai departe, sunt bucuros ca împreună să așteptăm acel moment al consacrării și sfințirii acestei biserici. Nădăjduim că ne vor ajuta Sfinții noștri protectori și spun încă o dată Sfântul Ioan Paul al II-lea, Faustina Kowalska și Iisus Milostiv. Toate spre slava Lui și spre binele și bucuria credincioșilor noștri. Acel centru să devină și să rămână un loc în care să fie
răspândită în satul nostru această iubire milostivă și acest curaj pe care ne-l dă credința. Așadar, am trăit, sigur, atâția ani cu bucurie, trăiesc acum cu bucurie aici la Iași, particip cu el puterele mele la toate celebrările, admir ceea ce se întâmplă în episcopia noastră, curajul, entuziasmul celor doi episcopi, episcopul Iosif și episcopul Petru, și mai ales admir această inițiativă care a început de mult și iată a ajuns la un moment așa de frumos și de bine dezvoltat al Radio RCS FM. Și sigur cu aceste mijloace să facă să crească tot mai mult credința și încrederea în milostivirea lui Dumnezeu, care nu ne uită, ne lasă să trecem și prin greutăți, dar este cu noi și ne susține, ne întărește și ne primește Iisus lângă El numai dacă îl căută. Vă mulțumim, preasfințite, și știți, ori de câte ori vă avem în mijlocul nostru, e o mare bucurie și vă așteptăm și altă dată să mai vorbim despre diferite subiecte și pe care le aveți la suflet, dar și din viața bisericii noastre locale, și noi vom continua programul RCS FM. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi la această ediție specială Sărbătorind Credința. Peste câteva momente la RCS FM ne vom ruga Regina Celei și Ora Medie, după care va fi emisiunea Împreună pentru Familie, realizată de Părintele Felician Tiba și doamna Eugenia Gabor Dămătăr. Vă mulțumesc tuturor că ne-ați fost alături, mulțumesc și lui Silviu Jitaru, Eduard Lucaci, Andrei Oancea și Laurențiu Dâncă din regia tehnică. Rămâneți alături de RCS FM. Viața spirituală a diecezei romano-catolice de Iași, în imagini și sunet. RCS Media.